trei oameni și mai mulți vin în momentul de față să sărbătorească cu tristețea de rigoare împlinirea trei cărți de la apariția volumului Picături de timp fără mână de veșnicie, o carte începută de prietenul și de colegul de o viață, Octavian Butuza, și continuată și finalizată, dusă până la împlinire, așa cum ar fi vrut Tavi, de către fiica lui Ioana. Picături de timp fără mână de veșnicie, o carte care este cu atât mai nimerită a fi prezentată oamenilor după o perioadă de pandemie, de o nebunie în care oamenii au ajuns să fie închiși în casă, să fie izolați și de multe ori să se întrebe de ce. Spunea apostolul că cui folosește să câștige lumea dacă își pierde sufletul. Iată că vremurile astea de pandemie ne-au permis și au obligat pe toți românii să se întrebe acest lucru. Am spus la Iași odată cu ocazia unei manifestări culturale, când era toată elita județului Iași acolo, i-am întrebat pe mai mari zilei dacă știe vreunul dintre ei, dacă știu toți la oaltă, cine era prefect, cine era primar, cine era șmecher, valutist, cel mai mare hotelier sau nu știu ce, când Eminescu ăla era rupt în fund, a lucrat la timp. N-a știut nimeni să răspundă. Din momentul ăla am încercat să trezesc autoritățile și l-am tras de mânecă și am obținut în foarte multe colțuri ale țării să obțin titlul de cetățean de onoare pentru scriitori atunci în timpul vieții lor. Am făcut-o asta cu frații Pătrăuși, am făcut-o asta cu Vasile Goge, am făcut-o cu Vasile Muste, am făcut-o cu Gheorghe Grigurcu și lista e lungă. N-aș vrea să vorbesc acum despre ce am făcut eu ca om. Dar cazul Octavian Butuza este un caz care nu face altceva decât să sublinieze ceea ce am spus acum. La noi, la români, în marea noastră mizerie, așteptăm să moară unul ca să spunem, bă, dar mare a fost. Bă, dar mare a fost. Ce mare a fost. Dar în timpul vieții lui, nimeni n-a dat doi bani pe el. Și înainte să îi rog pe cei, pe colegii mei și pe colaboratorii mei și pe aparținătorii familiei lui să dezvolte această idee, vreau să vă spun că în 1994, am fost trimis de evenimentul zilei să vin să fac o emisiune, un interviu uriaș pentru ei cu Liviu Borran. Mi-a trebuit aproape o săptămână să-l găsesc pe compozitorul Liviu Borran. Și l-am găsit cu ajutorul Liviu Doru Bindea, Dumnezeu să-l ierte, care a murit și el era prefect atunci, pe urmă senator și așa mai departe. L-am găsit cu poliția într-un caz într-un grad de degradare uriașă, căzut într-un colț de piață cu o mapă cu toate partiturile împrăștiate. A fost luat ca să putem face un interviu deosebit cu el, luat, spălat, în ceea ce toți băimăreni și maramureșeni au știut, că s-a numit Hotelul Maramureș lângă primăria Baia Mare, peste lângă prefectură și de Consiliul Județean, și am făcut un interviu uriaș cu el. Când am venit și m-am stabilit la sfârșitul 97 în Baia Mare, prima tristețe și prima nemenicie care m-a întâmpinat a fost că atunci când m-am dus în centrul vechi al orașului, am văzut că școala populară se numea deja Liviu Borlan. Am avut așa o chestie de revoltă și le-am zis, bă, nemeniciilor, dacă l-ajutați pe ăsta când trăia și mai le dați o ciorbă și o pereche de chiloți, el ar mai fi compus niște opere și niște capodopere, lucru pe care nu l-a făcut. Închid această paranteză și vreau să vă spun că Tavi este unul din mari nedreptățiți, din nenumărații nedreptățiți scriitori și ziariști ai acestei țări, care în timpul vieții lui, sau în timpul vieții lor, dacă vorbim la plural, nu au fost, pe de o parte, recunoscuți la justa valoare, pe de altă parte, nu au fost respectați. Și aici nu este o dublare și o dedublare, ci este cu totul altceva. Este una să fii cunoscut, recunoscut, știut și așa mai departe.
Eu l-am cunoscut pe Tavi în 1992, din 1993 am început să lucrez cu el. Mă și sperii câți ani au trecut de atunci și până acum. Am avut mult de învățat de la el, dar înainte să vorbesc ce am putut eu învăța de la el, ce a putut el învăța de la mine, pentru că făceam parte, veneam din lumi diferite și din tabere diferite, eram un jurnalist de investigație, el avea acel plâns pe cuvânt, pe presa de social, până storcea lacrimă din ultima babă, din ultimul cetățean. Eu nu aveam chestia asta, eu eram jurnalistul ăla dur, Gică Contra și așa mai departe. Am avut foarte mult de învățat de la el și el de la mine, dar mă bucur să i-am alături de mine și o să rog să ne spună câteva cuvinte înainte de a depune eu câteva amintiri pe poetul, editorul și ziaristul Firiță Carp. Mulțumesc frumos, care avem de la București pentru această întâlnire. Pe, vă rog să nu se supere pe mine, pe purtătoarea de sarcină, Cornelia Vaida, pentru că este vinovata aia frumoasă care a făcut un copil cu Octavian Butuza. Pe urmă este, iată, rodul iubirilor, se numește Ioana Butuza. Și le mulțumesc fiecare în parte strâmbările. Și pe Călin Dragomir, coleg de-al meu de multă vreme, fost angajat, am străbătut vremuri. Îmi place să cred că și de la mine a putut să învețe foarte multe chestiuni, dar l-a cunoscut la rândul lui pe Octavian Butuza. Mulțumesc, Călin. Mulțumesc și eu. Începem cu oaspeții, deși s-ar cuveni să începem cu familia. Ce te mână pe tine, luptă vre? Ce ți-aduci la minte de prietenul nostru, Octavian? Eu am spus înainte de acest segment de întâlnire la prima noastră întrevedere de aici că am știut unde vin, dar n-am știut de ce. Și am aflat când am auzit numele lui Octavian Butuza de ce sunt aici. Și m-a surprins foarte plăcut când mă întâlnesc cu amintiri foarte dragi. În sensul că eu am respectat numele lui Octavian Butuza fără a-l cunoaște. Și când l-am cunoscut, l-am îndrăgit, ne-am întâlnit doar de două sau trei ori, maxim. Dar când am văzut-o pe Ioana, mi-am imaginat, n-am fost sigur, pentru că seamănă. E privirea și fizionomia. După ce termin, mi-aș putea permite, mi-aș putea permite să spun eternului Octavian Butuza, pentru că picături de timp și fărâme de veșnicie e un titlu publicistic. Dar Octavian Butuza este un etern al publicistii românești de înaltă factură, de înalt profesionalism. El era un desăvârșit al cuvântului care servea imaginea. Ce o să vă spun mai departe, cred că nu știe nimeni. Am avut norocul să fiu de câteva ori cu el. Îl cunoșteam datorită prezenței lui publicistice, fără să-l fi văzut vreodată. Și când ne-am întâlnit la Baia Mare cu Petru Dunca, cu, nu mai știu, cu Ștefan Mitroi, întâmplarea a făcut să se târnosească, e un termen folosit mai mult aici, pentru sfințirea unei, la Budești, probabil că sunt 10 ani de atunci, sau 8 sau 7, erau peste 50 de prelați, erau câteva mii de oameni în căminul cultural, încă câteva sute. Și Octavian Butuza, cu care am apucat să ne cunoaștem un pic, eu editor, el așa, s-a arătat foarte bucuros să cunoască oameni cu aceleași preocupări, cum eram eu și cu alți colegi. El era responsabil de organizarea evenimentului în totalitatea lui, cu prezentarea la cămin, cu ce a fost acolo. Și pe mine m-a frapat un lucru care, pentru orice jurnalist, începător, experimentat, poate să însemne o lecție de mare profesionalism. El nu scăpa amănuntele. Era un săvârșitor de amănunte spre împlinirea lor globalizatoare și împlinitoare. Eu eram cu tipograful Petre Gavrilă și Octavian Butuza a avut să scoată în evidență. Am și lansat o carte a bătrânului Petru Dunca, poetul țăran Ion Dunca, sau cum îl cheamă, nu știu, are 90 ceva de ani, din Budești de acolo. Și în acest context,
Octavian Butuza, pentru mine înseamnă foarte mult, e absolut un miracol că ne-am întâlnit. De asta am rămas uimit și mă bucur că ne revedem după întâlnirea de dimineață. Octavian Butuza i-a urcat în scenă pe toți. Pe Petru Dunca, tatăl ăla, pe mine, editor, pe ăsta, pe cei care erau cu biserica. Și l-a urcat și pe tipograf. Tipograful era obosit de pe drum și adormea instantaneu. Dar l-a băgat în față, i-a dat cartea, tot ăsta. Ăla se băga în spate, Octavian Butuza băga iar în față și ne-a prezentat. Firiță Carpă ăsta, dom'le. Dar a avut așa, probabil că Octavian Butuza era mereu astfel, un entuziasm de a pozitiva lucrurile, de a pune în conexiuni Bucureștiul cu aiciul. Eram la Budești. M-am mai întâlnit și la Baia Mare după aceea. Dar acele secvențe, când el sfințea sfințitul deja, abuzese loc târnosele, au rămas unii din coace cu lansarea și el prealumina ce fusese luminat. Eu nu știu dacă pot să exprim ce am simțit, dar faptul că țin minte, sunt ani, sunt 7, 8, poate 10, o să mă gândesc, dar a fost o surpriză foarte plăcută. Eu îl recunosc aici, am văzut și dintre interviuri câteva, azi m-am gândit cu cartea și cu toată atmosfera, și dintr-o dată mi-a trecut prin cap DC-ul. Știam unde, veneam la Romeo Roșianu, dar cineva deasupra noastră a avut ca să fiu din cauza asta aici. Să spun câteva fraze, e prea puțin să spun de respect, este o prețuire care depășește cuvântul prețuire. Este inefabilul acelei existențe dăruite total profesiei, iar plecarea lui tot despre asta vorbește. Eu am fost foarte trist când am auzit, dar nimeni nu poate explica demnitatea omului în totalitate. Și toată viața lui este o demnitate a respectului față de om. Eu nu am întâlnit mulți oameni ca Octavian Butuza. Așa avea o căldură dincolo de vorbire. Așa îmbrăca în lumină și în cuvinte toată prezența. Eu nu am întâlnit un om care să unească cu atâta forță pozitivul într-un pozitiv superlativ. Cred că nu o să fiu în stare, oricât m-aș gândi, e chiar surprinzător să fiu aici, să prezint tot ce am simțit. A fost o lecție de profesionalism și de iubire a oamenilor, cum rar poți întâlni. Acest Octavian Butuza, care ne-a adunat și astăzi până la urmă. În aceste clipe, noi am avut și alte lucruri, dar faptul că ne întâlnim cu nu știu dacă e bine spus, memoria, cu eternitatea lui Octavian Butuza. El nu e fără mine, dar numele lui va dăinui. Ce înseamnă Butuza legat și de Octavian ne transcende. Este peste puterea noastră de a fixa în prezent, în cuvinte, o viețuire dedicată frumosului. Asta este Octavian Butuza. O viață, o eternitate măruntă, într-o identitate exemplară dedicată frumosului uman dintotdeauna. Este o bucurie extraordinară să pot să vorbesc despre ceva care am întâlnit fulgurant, am prețuit pentru nume și am avut, Dumnezeu mi-a dat șansa să-l întâlnesc și să-l văd în acțiune, într-o desfășurare emblematică de forță jurnalistică exemplară. Cred că dacă ar fi vorba să vorbesc cu Octavian Butuza, numai de la acea întâmplare în care el a putut să urce pe scenă tipograf, scriitor, poet, prelat, era atunci episcop sau arhiepiscop, cineva care între timp a plecat și el. Dar mi-aduc aminte cât de frumos sublinia... A și scos o carte împreună cu el. A și scos, dar cât de frumos sublinia prelatul înalt prezența lui Octavian Butuza. A fost o chestie fantastică. Și vă mai spun o treabă care n-ar trebui să se registreze. A trebuit să plecăm pe la ora 10 dimineața și pentru că m-am simțit bine, am plecat la 10 noaptea la București. Vă mulțumesc și îmi cer scuze. Poate că am spus și prostii, dar am vrut să se știe că Octavian Butuza nu a fost. Există și trebuie cei care nu l-au cunoscut
să-i caute scrisul, să-i caute prezența în fărâmele de eternitate și să ia exemplu, să fim cât putem aproape de această existență inefabilă. Hai să vedeți un lucru deosebit care Dumnezeu grijă să le așeze pe toate. Noi suntem așa pe buză de comemorare pentru că el s-a născut pe 2 iunie 1957. Extraordinar. Și n-a trecut multă vreme, dar a trecut deja foarte multă vreme de când l-am pierdut, nu sunt cuvinte mari. Și o spun eu ăla care din viața de redacție am avut și bătăi pe picior și pe umăr și în jurătura, în colțul buzei care se poartă într-o redacție și dacă n-ar fi așa de prieteni, nu că nu s-ar povesti, prietenii ar fi mincinoși. Tavi, eu știam de el pentru că debutase în vremea revistei Echinox în București, în Cluj-Napoca, îmi cer scuze. Ulterior am aflat din CV-ul lui că în 1982 a debutat în revista Tribuna, nu știam acest lucru, la rândul meu fiind unul din tribuniști, chiar dacă în momentul de față foarte multă lume se declară tribuniști sau echinoxiști și așa mai departe. Noi nu ne ducem la pomul odat cu sacul, îi lăsăm pe alții să-și ia ceea ce trebuie, însă istoria reține exact momente din evoluția noastră. Am lucrat cu Tavi, știu și de asta am vrut să continui puțin gândul tău, era obositor, avea un cult al amănuntului și reușea să facă din aceste amănunte, îi spuneam puzzle, băi, iar ai venit cu puzzle, când îi vedeam un material de-al lui, se leagă, da. Eu vă spun așa, vă spun, bă, suflet, acum vă zic din casă, spre exemplu, în 1993 eu eram, nu mai știu, secretar general de redacție sau redactor șef, ajung la ziarul Clip, a făcut de Dumnezeu să-l ierte la rândul lui Radu Gețeposu cu Claudia Sitaru, Dumnezeu să-l ierte și pe ea, care are nevasta lui Ioan Buduca. Și venisem de la Cuvântul să facem ziarul în Baia Mare. Băi, și trebuia să ajungă pe la mine inclusiv articolul lui Tavi Butuza. Bă, și sufăra, avea un cult al amănuntului, știi? Eu fiind jurnalistul de investigație, omul ăla lapidar, băi, Gheorghe a luat-o pe Leana, a bătut-o, i-a tras domnul în cur, pragmatic, nu știu ce. Și vrea Tavi, da, a pregătit-o prima dată. Ce bine l-ai prins, a plecat-o și după aia, mamă, ce șuturi a dat. N-a putut să spun, băi, când vrea Tavi chestii, lasă, bă, fratele meu, bă, muream cu zile exact. În el. Și erau niște discuții extraordinare, pe care nu le-am mai putut purta cu nimeni, pentru că el se încăpățâna să-mi explice de ce e important cum a zis el. Și aveam alte discuții și alte chestiuni. Bineînțeles că ne certam de ni se făcea părul creț, ajungeam la o formulă hibridă, pe urmă mergeam, beam un par cu vin, o bere, ce ne ajuta și noi Dumnezeu și pe vremea aia să avem, sau un par cu vin și ce aveam noi pe buzunare, și ieșea această chestiune, aveai cu cine să te cerți. Iar omul care rezistă și este capabil să se bată pentru ideile lui, pentru mine, acum vorbim de Tavi Butuza, orice om care a fost capabil să stea în fața mea, vorbesc de mine, să se bată pentru ideile lui și să se încăpățâneze să-mi explice de ce a făcut aia, a crescut în ochii mei extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Dar cred că înainte să mai zicem noi cuvinte despre ce... Eu aș... Da, poate că nu e important... Este foarte mult de spus despre cea duminică în care trebuia să plec la ora acotare și am mai stat 10 sau 12 ore, dar acolo era și Adrian Marchiș și erau și alți prezenți. Și pot confirma, au rămas uimiți și Adrian Marchiș, că el este un volum de la Radio România Actuală. Radio, da, da, e foarte... Și Octavian Butuza ne-a pe toți la linia lui. Nimeni. Octavian Butuza a făcut, adică, a dat cuvânta. Cu clei așa și vă lipea. Avea lipici, avea... Nu, domnule, avea o capacitate de a rigoriza și de a pune în matca ideilor lui de promovare a ceea ce trebuie, a frumosului, ce am spus mai devreme, încât nu puteai să-i faci față. Și dacă îl întrebăm pe Adrian Marchiș acum, sigur își va aminti, Petru Dunca, profesorul, dacă cred că este, și este. alții, dar îmi pare rău că, uite, acum am văzut că a scos carte și cu Justinian. 2012, patriarcă. Mamă, dar înseamnă că asta are
10 ani în întâmplare pe care vă spun eu. Este că nu vă așteptați? Este. Și mai, e mult mai mult. E mult mai mult, dar o să ne mai întâlnim. Uite, m-aș bucura că o să deci ne spună... Ai știut când venim de asta? Acum nu, cinstit. Nu. Eu știu mai multe, dar nu știu. Eu mai... e absolut fantastic eu, pentru eu, mine. Eu și... mai... mai dus așa. Nu, o să rugăm pe Cornelia să ne ierte două secunde, să rugăm pe Iona să ne spună cum ai văzut tu manuscrisul tatălui tău și cum s-a transformat el în carte, ca o, tu fiind continuatoarea mesajului lui. La carte am început să lucrăm în toamna anului 2015 împreună. Știam aproximativ tot ce va conține cartea, pentru că erau la mine o parte din materiale, făceam schimb, am muncit mult, enorm de mult. Și știam că trebuie să o lansăm la împlinirea 100 de 60 de ani. În 2017, când urmea să împlinească 60 de ani, trebuia să facem o lansare foarte mare. Era un vis al lui. Bineînțeles că au fost evenimentele neplăcute din 2016 și am rămas să finalizez eu ceea ce am început împreună. Mi-a fost greu, mi-a fost fantastic de greu, pentru că nu sunt în domeniu. Eu sunt profesor de biologie. Mi-este greu. Dar... da, dar te-a ajutat, că și da. Moleculele e legate între da. Ele. Deci m-a ajutat fantastic de mult. Stăteam și mă gândeam de multe ori cum să le așez, în ce ordine, pentru că nu-mi lăsase decât titlul. Atât îl aveam, l-am găsit în acasă, mi l-a lăsat. Știam că ăsta va fi titlul cărții și nu știam cum să le așez. Și îmi veneau idei. Dormeam, trezeam dimineață de vreme, 5-6, ceva de genul, și îmi veneau idei. Hai să pun pe capitole, hai să o împart, hai să... Deci... să mă întorc, hai să revin, hai să... Așa da, se... da, da. Deci am gândit foarte, foarte mult să pot să o aduc cât de cât la forma pe care sper eu că și-a dorit-o. N-am reușit să fac la valoarea cărților pe care el le-a scos, dar cât de cât zic că am reușit să fac. E bine că ești modestă, dar nu ai tu cădere să analizezi, să compari ce a făcut el, ce faci tu. Poate decide doar cititorul. E modestie, dar s-ar mândri dacă tăticul... Absolut. Poate că de acolo... Călin, ai lucrat cu mine niște ani, ai lucrat și cu Tavi, ai lucrat și în presa scrisă, ai lucrat și în televiziune lângă el. Da, nu îmi permit să zic că am fost colegi, pentru că am fost un aspirant la ceea ce se cheamă jurnalist și presă scrisă și televiziune, l-am urmărit, l-am adulat, l-am... Bine, l-ai urmărit, dar nu cum urmăresc ăștia. Da, bineînțeles, categoric. Nu știu, pentru mine a vorbit de Octavian Butuza la timpul trecut, nu știu, nu mi-e peste mână așa cumva. Pe de altă parte, Octavian Butuza, cel puțin în Maramureș, Baia Mare, Maramureș, eu cred, părerea mea, este o instituție, putem să spunem așa. Frumos. Pentru că, nu știu, ar fi cuvântul care ar îngloba tot ceea ce cred eu sau ceea ce am văzut eu și am văzut prea puține față de dumneavoastră din activitatea domniei sale. Și aș putea să mai zic. Nu, e frumos... această simteamă, Octavian Butuza, o instituție. Pentru da, că și mie de la distanță, deci eu vă spun, nu l-am cunoscut foarte mult. Știam de el, m-am bucurat când l-am întâlnit și am avut și uimitoarea chestie să stau 8-9 ore într-un conglomerat cu oameni foarte grei, în care l-a stăpânit totul și și-a introdus amănuntele care făceau bine idei generale. I-a făcut din asta o sărbătoare. Sunt oameni care pot confirma ce spune. Și nu puteai să stai supărat. Am lucrat cu el la 4 posturi de televiziune. Da, nu. Eu eram ăla ziaristul câine rău, tare în gură, da. Ziarist de investigații. Am ajuns, m-am bătut cu toți, am schimbat în Maramureș, că toți suntem în Maramureș. Am schimbat doar 4 prim procurori de la tribunalul Maramureș. Nici nu știu pe la parchetul de pe lângă judecătoria Baia Mare câți. Știu că vreo 4, da, șefi la Inspectoratul Județean de Poliție nu i-am schimbat eu. Am demonstrat ca jurnalist și Călin chiar lucra la mine în vremea aceea. Am demonstrat ca jurnalist ce măgării făceau ei sau ce nu făceau bine. Că asta face un ziarist, nu era o bătălie personală. Noi arătam că ceva e putred în Danemarca, că nu se întâmplă bine acolo. Deci am realizări ca jurnalist, am câștigat la CEDO, am schimbat și am influențat ca jurnalist pe persoană fizică, plătind cu
pielea mea, cu sănătatea mea, cu banii mei din buzunar, cu toate astea la altă, mi-am pierdut familia la vremea aia, mi-am pierdut tot, cu sacrificii uriașe și mă uit de multe ori la televizor și văd pe câte cineva și zice, eu sunt ziarist. Îmi vine să-i spun exact ca bulă, bă, dar să mă rog, mă, e ziarist, mă? Bă, tu ești purtător de legitimație de presă, mă. E o mare diferență între a fi ziarist, să mor, să fii capabil să mori pentru un gând, pentru un ideal, pentru o simțire, să fii capabil să-ți riști tot. Da. Chestia asta, dacă vă uitați în timp, o mai regăsim acum, dar la nivel de, de nu știu ce, în cavalerism. O mai găsim pe la muschetar, pe la nu știu ce. Când ea mureau pentru principii. Acum te vinde pentru 2 lei și după 5 minute iar te cumpără, iar te vinde pentru 7 dacă are oportunitatea. Eu fac parte din garda veche ca și tine, de jurnaliști care am crescut cu principii. Eu nu vreau acum să vorbesc câtă bătaie am luat la cap și mai îndătea și câte una peste cap, înțelegi, și la picioare și la nu știu ce, și de câte ori am străbătut Bucureștiul pe jos, trimis de Joe Boxa sau de Eugen Barbu, lângă care am învățat și literatură și jurnalism. Tavi, în 90% din cazuri, eu aveam emisiunile mele de investigații, de război, de revoluții, de nu știu ce, mă făcea Tavi să mor eu cu o emisiune, cu toate babele, îți lua cât un caz social, fără buză. Bă, lua Tavi un caz social, ăla cu mamă, săracul, cu un picior, nu fac mișto de nimic, că mă bate Dumnezeu, vorbesc serios, scotea maximum. Eu asta încerc să spun. Bă, dacă avea ăla săracul, i-a tăiat o unghie. Mamă! Să vă ferească Dumnezeu, Doamne, dacă cum se extinde cangrena. Mă făcea atâta, strângea omul ăla într-o săptămână sau în două săptămâni. Băi, păi numai Dumnezeu, că e deasupra noastră, știe câte zeci, sute de cărucioare cu rotile când nu se găseau. Deci pe cuvântul meu, mă. Păi la AXA TV, spre exemplu, avem o filmare. Noi l-am chemat și pe el ca să facem, na, fiind, era atunci AXA TV Transilvania, să vedeam toată România. Păi eu eram, Claudiu Florescu este în viață. Și eu eram redactor șef. Băi, nu știu, am vrut 300 de angajați, mă, să ai 300 de angajați în presă, e o nebunie, mă, te duci cu capul, mă. Eram o instituție uriașă. Și noi ne strângeam toți și îl așteptam și pe Tavi să vină și toți, mă, vină în coace că nu știu ce căcutare, să facem un videoclip, cum fac toate posturile de televiziune, ca să cântăm de aia, tarara, tarara, ca de Crăciun, la mulți ani și nu știu ce. Eu nu știam niciun de ala. Eu, pe mine, o să mă vedeți cântând, a fost un videoclip filmat cu 11 camere, dar eu nu apar decât atunci când zice, la mulți ani. Dar n-ai voce sau? Nu că n-am voce, nu știam, mi-a zis, băi, zic, eu particip, dar hai, gata, lăsați-mă pași. Și când a venit Tavi atunci, mi-aduc aminte o chestiune, un prieten de-al nostru, care este acum, a plecat în Germania, un cameraman, pentru că Tavi, repet, era recunoscut ca omul care ajuta oamenii bolnavi cu cărucioare cu rotile. Bă, de unde dracu făcea rost, nu știu, știi? Și ăla l-a întâmpinat într-un cărucion cu rotile, a zis Tavi, ce? Mi-a spart mie, avea el la casa liftului acolo o chestie, un loc în care se ia toate alea la AXA TV. Mi-a luat căruciorul, mi-a luat nu știu ce. Bă, nu ți-a luat nimeni, bă, ce ai, mă? Era nu știu cui. Băi, deci n-a vrut să intre în videoclip până nu și-a făcut el monetarul. 1, 2, 3, avea vreo 5-6 cărucioare. Și când s-a liniștit că nu s-a liniștit, și că ăla venise tot pentru el ca să aibă încă unul de dată în plus, abia atunci a intrat în ăla. Iată, ăsta este un amănunt extrem de important. Era capabil pentru principiile lui să moară. Ăsta este cuvântul, știi? Iar eu l-am înțeles foarte bine. Nu ca om care nu știu cât timp am fost redactor șef și am condus și am crescut ziariști, că am crescut și eu niște herghelii de ziariști lângă mine. Dar era minunat să-l ai într-o redacție pentru că eu făceam nebunile mele, presa de investigații, aia cu presa dură, mă certam cu autoritățile, cu nu știu ce. Lumea se sătura la un moment dat de unul ca mine, nu? Voia să respire. Bă, și venea Tavi, bă, și să mor eu, și tu plângeai când te uitai. Și luai telecomanda și mutai postul. Dar era Tavi. Și vedeai ratingurile de audiență care veneau de la CNA, care vorbeau singure, știi? Deci dincolo de glumă, când ne mișto cream noi, că mergeam la un vin, la o șpriță, era treaba noastră, știi? Că în momentul în care îi venea rândul lui la cât un șpriț, vă zic o chestie... Nu, că participa, dar asta, despre asta nu participa, deci nu, hai că nu spune prostia. Dar când venea rândul lui,
o chestie pe care ea, uite, ia zi tu, spune tu. Hai doamna spune lui și fata lui. Hai că poate știi ce știu. Când îi venea rândul, noi așa făceam. Da, și el ce făcea? Dar noi făceam intenționat, că și calam, că zic, băi, rândul tot trebuie să plângi ca să-ți dea la un cărucior cu rotile, o ceva, o șpriț și făceam, mai dă un rând, mai dă un rând, dar era rândul lui să plătească atunci. Dar nu, că făcea cinste, asta, sigur, dar nu vreau sigur să intru. Mă, dar nu intrăm, nu spunem prostii, băi, nu spunem prostii, nu spunem nu-i greci. Era om de echipă. Da, da. Și dincolo de glumă de tot, puteai să faci presă de calitate în momentul ăla. Puteai să faci presă de calitate, presă pe care acum, cu toată tristețea de rigoare, nu o să mai avem. Ceea ce înseamnă că nici acum nu o avem, din punctul meu de vedere. Și eu aș da un singur exemplu și să se supere toți care ne urmăresc. Dar îi rog să stea strâmb să judece drept. O să urăsc propoziția pe care o spun acum, sau fraza pe care o spun, dar vă rog să mă înțelegeți ca să pot argumenta. Sunt jurnalistul care a schimbat legislația în Europa în materie de acces la informații de interes public. Eu am pierdut în România, în statul ăsta în care judecătorii noștri sunt protejați prin lege și au niște pensii uriașe și nimeni n-a plătit nimic pentru că mi-a distrus mie viața. Eu am câștigat la CEDO și am schimbat legislația în materie de acces liber la informații de interes public. Este cazul știu de toată lumea, Roșianu versus România. S-a schimbat legislația peste tot în Europa și prin extensie în lume. Și eu eram în Baia Mare câine de pripas. Al nimănui. Pierdeam procesele pe bandă. Mi-am ratat familie, mi-am vândut un apartament, casă, nu mai aveam mașini, nu mai aveam nimic. Eram un om de nimic. Dar eu n-am renunțat la principii. Am făcut această paranteză ca să ajung la Tavi fără să mă fi depărtat vreodată de el. Recent, autoritățile noastre au dat aproape 40 de milioane de euro presei aservite, spun eu, care ne-au spălat creierii și ne-au îndopitocit, spunându-ne că trebuie să stăm în casă să ne spălăm pe mâini. Păi, să mă iertați, eu am crescut spălându-mă pe mâini, că nu mă lăsa bunica să stau la masă dacă nu mă spălam pe mâini. Deci avea săracă doar 4 clase bunica mea, da? Dar merg mai departe. Deci, o presă aservită. Putem pune problema invers. Este foarte bine că a dat acestui obiect de activitate și acestui domeniu de activitate 40 de milioane de euro. Dar nu mi se pare normal să dai la tot ceea ce înseamnă agricultură românească pentru un an întreg 80 de milioane de euro și tu să dai pentru 2 luni presei 40 de milioane de euro. Dom'le, dacă vii acum și dai pachete de câte 40 de milioane la fiecare domeniu de activitate, îți fac pantofii cu cremă, stimat guvern, până când mor eu și mai rămân dator. Înțelegi? Și din groapă îți mai lustrez puțin pantofii. Dar în momentul în care tu dai numai ca să cumperi tăcerea, să ne speli nouă creierii, nu este bine. De ce am făcut această mică paranteză? Și Tavi era capabil să moară pentru principiile lui. Nu putea fi cumpărat. Deci, nu vorbim de cumpărat. Da, nu, nu. Orice om poate fi cumpărat. Da. Filmele și viața a demonstrat orice om poate fi cumpărat. Nu mergea deci orice om poate fi cumpărat. Pentru că noi ne uităm la filme și vedem că îi răpesc ea nevasta nu și copilul. Și zicem, băi, e film. Dar noi dacă am fi în situația aia, nu știi cum ai reacționa. Da. Și exemplul îl pot cântuna, dar nu despre a vorbi. Tavi avea principii și era capabil să-și urmărească firul emisiunii, să închidă cercul. În sensul ăsta, el nu putea discapa acum, de la ale lui. Da, sigur, și acum te uiți la o emisiune, vezi că începe de undeva și nu se mai termină nicăieri, știi? Ceea ce el nu se întâmpla și era mândru de chestiunea aceasta, șicane între colegi. Păi nu ești coleg, mă, dacă nu te șicanezi unul pe altul, dacă nu te dai un ștâc gur, uneori chiar și la propriu, și dacă nu știu ce și nu mergi la un șpriș și te miștocărești. Nu ești coleg, aia nu e colegialitate. Și știm foarte bine că de multe ori jurnaliștii adevărați stau mai mult împreună cu colegii lor decât stau cu familia, mă. Da. Iar eu am plătit cu chestiunea aceasta, am plătit la propriu cu această treabă și știu cum este. Dar Tavi avea școala prieteniei, avea instrucția necesară și era capabil, din punctul meu de vedere, cu majuscule, să ridice ștacheta, să muncească până nebunea. Pe când eu am luat primul premiu internațional de presă ca om de televiziune, Tavi a murit. Mi-a zis, fii atent, câteva repede.
Și la vreun an sau doi a luat premiul unde? La New York, clar, nu? Da. Da, nu mai știu. La vreun an sau doi a zis, fii atent că te bat. Mi-a zis atunci, eu te bat, da. Zic, băi, te aștept, nicio problemă, am pus vinul la rece, nu nicio problemă. Da, mișlocarea noastră de redacție, știi? Astea sunt concursurile, cadrele concurențiale. Eu așa văd lumea dintr-o redacție, așa văd lumea, așa văd societatea. Dacă îmi permit să te completez puțin, atât în redacție cât și pe platou de filmare, un lucru pe care și tu l-ai remarcat, întotdeauna Octavian Bututa, după ce își termina emisiunea, le mulțumea colegilor de la camere, de la tehnic, absolut, de la producție, de la ține de educație. Aia e altceva. Da, dar e o chestie pe care nu mulți o fac, realizatorii. Era spiritul de echipă, da. Și reușea să-i adune pe toți într-un colectiv și simțeai că ești într-un tot, într-un întreg. Era o chestie care... Da, acum cel mai bine că noi nu puteam vorbi de Ioana dacă nu era maică-sa. Corect. Tu ce-ți mai aduci tu aminte, Bade, Lele Mărie, despre... Bade, George. Da. Ce să-mi aduc aminte? A fost și Tavi, un om care a trecut prin lume și de care ar merita lumea să-și aducă aminte. Pentru că a făcut foarte multe lucruri pentru lumea asta și lucruri bune. Și frumoase. Are un copil frumos. De Ioana, are o nepoată frumoasă. Ah, vezi ce... Da. Și... Cât are? 14 ani. Uuu, are buletin deja. În mod special și din nepoată. Nepoată cu buletin, da? Da. Deci a cunoscut-o pe aia mică. Da. A prins-o până la 5-6 ani, 7 ani. Da, vor fi 4 ani de când nu mai este. Da? Da. Și nepoata l-a iubit enorm. Deci, eu, deci până la 10 ani au fost. M-am întâlnit cu mult înainte de a pleca mai înseamnă. Mult înainte ce a fost. Ce îți propui să faci cu manuscrisele și cu cele mai de la ele? Intenționez să fac o continuare, să-i spun, a picăturilor de timp fără de veșnicie. Mai scot o carte dacă mi iese la împlinirea vârstei de 65 de ani. Să marcăm tot așa un eveniment. Ai putea să faci o chestiune, n-am eu căderea să dau sfaturi pentru că voi din interiorul familiei aveți o altă percepție, cu un plus de sensibilitate, noi avem vederea din exterior și este bună și aceasta, este chiar extrem de necesară pentru că în partidele de șah, șahul fiind un sport de strategie, lucru pe care îl știu mai puțin, vezi altfel lucrurile când ai vederea aceea generală, cadrul general. Cred că din punctul meu de vedere, cea mai potrivită carte pentru momentul 65 de ani ar fi una în care să apară un Firiță Carp, oameni care l-au cunoscut. O compoziție. Cu bucăți din creația lui, din ce a mai rămas din actele lui. Și nu numai noi, sunt oameni care l-au cunoscut. Și mai aceste, bine ca mine. Sigur. Oameni care l-au cunoscut, da. Și acea carte, acum vorbește și editorul din mine. E bună vorbește ideea. Și editorul din mine și eu vă spun că am luat un premiu la Academie cu o carte despre Ion Petreuș. Când a murit săracul Ion Petreuș, Dumnezeu să-l odinească în pace, eu am fost foarte bun prieten cu ei și un lucru pe care îl știe mai puțină lume, eu sunt nașul lui Ștefan, lui Manel Petreuș, care este fiul lui Ion Petreuș, care a murit în Dumnezeu. Toată lumea știa de frații Petreuși. Da. Și când încercaseră mai mulți să obțină titlul de cetățean de onoare pentru ei în Maramureș, n-a reușit nimeni. Pentru că nu știau să pună problema. A venit jurnalistul de mine, apropo de meticulozitatea lui Tavi, și am luat A plus B plus C cu CV-ul lor, cu toate astalate, am anexat acolo. Uitați, domne, de ce trebuie să-i dăm lui ăsta întum și lui ăsta postum, că se dusese într-o lume mai dreaptă. Și a trecut, și a trecut în secunda următoare. A trecut și acest proiect. Foarte. Și am făcut un parteneriat după aceea cu Consiliul Local Baia Mare. Paradoxal, primar era Cristian Anghel, cu care eu aveam vreo 16 sau 17 procese pe care le-am pierdut, bineînțeles, pe toate aici. Păi, da. Am câștigat pe urmă la CEDO, pentru că el era aici mare bulibaș, era președinte primar, președinte PNL, vicepreședinte pe țară, era peste tot, avea și biroul ăla al Maramureșului sau al Ardeal, nu știu cum trebuie să se numea, la Bruxelles, și am pierdut toate procesele aici. Dar el, inclusiv Cristian Anghel, când am venit cu o chestiune fundamentată și documentată și a zis, da mă,
Și a susținut și am făcut un parteneriat și a alocat la vremea aia 50 de milioane ca să scot un tiraj mai consistent. Am pus eu 50 de milioane cu editura atunci și a pus 50 de milioane. Și am luat un premiu consistent și am scos o carte, Trăirile lui Petreuș, care, apropo de acest melanj de care cea mai devreme, pe care am încercat să ți-l sugerez legat de cartea lui Tavi, de posibila următoare carte, erau fragmente din jurnalul lui, fragmente din colegele lui de folclor, niște interviuri cu niște oameni care l-au cunoscut, niște aia, știi? Lucruri și comentarii lui pe niște portative și pe nu știu ce, știi? Și am scos o carte, se, grebe, Trăirile lui Petreuș, ediție îngrijită de Roșianu. Și fiind nașul băiatului lui și al norei lui, logic, am avut acces la niște fotografii pe care nu le-a avut nimeni și am putut să scot atunci un adevărat album pe care nici măcar nu l-a visat altcineva să-l vadă pe Ion Petreuș tăind Porsche până America sau alte chestiuni. Da. Știi? Deci se poate face o chestiune de asta. Da. Iar eu am făcut această mică paranteză tocmai ca să vedeți că se poate face dintr-o nebunie, da, cu ghilimele de rigoare, băi, că nu merge să pui jurnal cu colegii lui de folclor. Ba merge, am zis. Păi nu merge aia cu interviu cu Firiță Car, ba merge. Și nu știu ce. Și uite, și-a mers și cartea, și a ieșit ceva extraordinar, care a luat la vremea aceea toate premiile de rigoare și s-a bucurat de toate. Văd într-o carte despre Tavi, dacă ar fi asemănător, nu așa, concepută, o carte care ar sta și în picioare cu... Au timp să faceți. Și mai vă ajut și eu cu alții, că nu eu știu și altceva, dar v-am spus asta că am zis că e reprezentat. După ce se încheie cu filmare, vă spun ceva vesel. Acum vrea să plângă. Nu. Da, seama. Eu merg pe mâna ta. Despre geniu compilator. Despre acribia lui în a-și duce misiunea la capăt. Dumnezeu să stea atâtea ore acolo. Da. Să adun eu, îl dăteam pe ăsta acolo. Eu nu încoace chestia. I-a pus cărți, i-a băgat în față. Da, avem aici. Fantastică forță de a uni lucrurile. Dar vreau să spun o chestie. Tavi și-a trădat aceste apucături, să le zic așa, din primele cărți. Tavi are, nu mai știu, în a doua sau în a treia carte a lui, vorbea de o chestie. Am făcut 248 de emisiuni. Bă, ascultă, ce am făcut 248 de emisiuni, atâtea minute de emisiune, cu 572 de invitați, 425.000 de telefoane în direct. Băi, eu nebuneam. Nebuneam. El era meticulos, el știa. La minutul 25 a sunat Adi Suciu, minutul 42 a venit ăla și foarte spunea, bine. Am luat, dar uitați-vă, într-un an de zile, l-am luat de 3 ori pe prim-ministru. Bă, m-a întrebat odată, mi-a citit cartea. Bă, zic, Tavi, să mor eu dacă de acum, dar mă știu. Uite aia. Zice, mi-a citit cartea. Bă, zic, da. Dar când am văzut că ai vorbit de 3 ori cu prim-ministru, m-am oprit. De ce? Păi eu nu știu de câte dracu ori l-am luat în direct, știi? Și era o chestie. Băi, avea un cult al amănuntului. Și repet, am început această discuție vorbind despre aplicarea lui asupra amănuntului. Și lumea uită. Da. Și uită. Și eu am minimalizat atunci. Dar uite, am încărunțit. Și vreau să vă spun acum. Ziua are 24 de ore, fraților. Da, dar fiecare oră are 60 de minute. Dar fiecare oră are vreo 3600 de secunde. Fiecare zi are 84 și așa mai departe. Bă, fraților, nu putem să o dăm la mangleală. El respecta fiecare secundă. Fiecare chestiune. Băi, eu n-am știut pe vremea aceea ce făcea el, știi? M-ar bate Dumnezeu să spun că n-am avut momente în care ne miștocăream ca într-o redacție. Mă, lasă-mă în pace și nu știu ce și cu tare. Dar au trecut vremurile și am dat dreptate. Da, în secunda asta poți să faci aia, pentru că dacă ajungi la gară după 5 secunde mai târziu, a plecat trenul, mă, nenea. Da. Și e periculos să te mai urci în el, mă. O să mor, dracului, cazi de acolo, păruți, știi? Și așa mai departe, înțelegi? Da, deci, dincolo de... El avea această chestiune pe care eu n-am avut-o niciodată. Și se pot scoate lucruri extraordinare pentru că îl ajută și o operă literară și o viețuire jurnalistică amplă. Acum eu nu știu, acum n-am acces la măruntaiele, la sertarele lui, știi, la toate chestia asta, dar cu siguranță se mai pot aduna
se mai pot strânge? Cred că e suficient ce au, numai să mai adune niște oameni care l-au cunoscut, cu vederi subiective, bineînțeles, despre și îi vor construi un portret de creator cum rar Fiță, se poate. Numai fotografiile expuse aici, da, da, aruncate așa din greșeală pe aici și cu caintarse printre astfel de texte despre el, poate și o carte sau chiar mai multe ori. Această carte deja e un lucru de dorință împlinită. Absolut. Se poate mai departe, cel puțin la fel. Și deja ne cunoaștem și cu Romeo. E o întâmplare. Eu cred că de asta am venit aici. Bine, dar să mă întâlnesc cu Octavian Bătruza. Nu, poți mai stai și să mai filmat tot, mă, că vreau să spun cum m-am îmbătat cu Octavian Bătruza. Deci te rog frumos să cadă cortina și gata. Bine că începe acum adică să... Adică stai jos că vreau să spun ceva ce n-ai.